Firmele de curierat vor raporta la ANAF informații despre furnizorii și clienții care comandă online și achită produsele la livrare. Datele se referă la suma și adresa furnizorului și a destinatarului. Măsura va combate evaziunea fiscală din mediul online, anunță ANAF, și vizează pe comercianții care vând diverse produse pe platforme online cu plata cash, dar nu plătesc taxe și impozite. În România, peste 60% dintre comenzile de pe internet sunt achitate ramburs. Ajung în 3 metri la dumneavoastră. Coletul dumneavoastră este cu ramburs. Aveți un ramburs de 260 de lei. Da. Peste 60% din coletele care se livrează zilnic în România și provin de la furnizori din țară sunt cu plata ramburs. În medie, valoarea produselor este între 200 și 600 de lei. Eu am în general 30-35 de expediții cu ramburs cu un colector. Ponderea este de 60% plătite online la 40% cu ramburs. Mulți clienți preferă să achite cash când primesc pachetul, de teamă să nu piardă banii. Ne spuneți ce ați comandat? Cred că niște pantofi. De ce alegeți plata la livrare și nu online? Că am plătit odată și cu cardul și marfa ioc. N-am mai ajuns. Majoritatea firmelor acestea de pe net sunt din străinătate. Uh-huh. Și cui să depui plângere? Există lume care aduce marfă fără să o fiscalizeze. De acolo pornește toată treaba, nu noi care cumpărăm, ci cei care vând. Pentru împotriva lor este îndreptată legea. Conform unei ordonanțe de urgență, firmele de curierat vor avea obligația să trimită la ANAF lunar informații despre toate coletele care se achită la livrare. Firmele de curierat vor transmite către ANAF practic aproape toate informațiile care se regăsesc și pe colet. În primul rând, datele de identificare a expeditorului, fie că vorbim despre un magazin, o farmacie sau orice furnizor de la care am comandat online, dar și adresele de livrare și expediție, numărul de înregistrare și data trimiterii poștale și, mai cu seamă, contravaloarea bunului livrat. Toate aceste date vor fi stocate la ANAF timp de 5 ani, apoi vor fi șterse automat. Avem în România, după cum ați văzut, o creștere economică importantă, dar rămâne această provocare a colectării de taxe și impozite. Autoritățile urmăresc prin această măsură încasările de bani pe care le obțin persoanele fizice sau societățile care vând diverse produse pe platformele online, inclusiv pe rețelele de socializare. Unii vânzători nu au firme înregistrate. ANAF va verifica dacă aceste persoane sunt înmatriculate legal, dacă își depun declarațiile de venituri și, evident, dacă își plătesc taxele și impozitele. Pentru autorități, faptul că se folosește o companie de curierat pentru tranzacționarea bunurilor este o măsură suplimentară de siguranță, pentru că noi avem control absolut asupra acestor expedieri. Ordonanța de urgență va intra în vigoare de la 1 iunie. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.